În glorie Domnului, haideți să deschidem scripturile acum, o să citim din trei locuri, un prim verset, Matei capitolul 16, versetul 18, care spune: Eu îți spun, și tu ești Petru, grecește Petros, și pe această piatră, sau Petra, voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu vor birui. Fapte 2, de la 37 la 41, spune așa. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Și încă un verset din Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se mulțea. Amin. Să ne așezăm. În urmă cu ceva timp, am fost invitat să particip la o emisiune și titlul acelei emisiuni la o televiziune era Păcatele Românilor. Și am fost invitat împreună cu un episcop vicar de undeva din zona Banatului și până să intrăm în studio am stat de vorbă cu acel om, un om foarte înțelept, un om credincios, mi-a picat tare drag și discutând așa deschis despre păcatele românilor, mi s-a deschis, l-am văzut tulburat și a făcut o afirmație care m-a mirat că a făcut-o în fața unui păstor penticostal și a zis: trebuie să spun cu durere că am statisticile, știm pe unde suntem și realitatea este că sub 3% dintre credincioși ortodoxi din România mai merg regulat la biserică. Sub 3% din credincioșii ortodoxi din România merg regulat la biserică și sub 1% dintre tineri mai merg din când în când la biserică. M-a șocat această afirmație și gândind și vorbind împreună cu frații din biserică, cu frații păstori, frământând lucrurile cu privire la noi, cu privire la biserică, este și o temă care m-a măcinat în ultimul timp și ne-a pus Domnul pe inimă ca în următoarele duminici, în biserica noastră, în Biserica Sfânta Treime, în următoarele 6 duminici, să ne oprim la câteva mesaje pe care le-am pus sub acest titlu, lecții de la Biserica Primară. Lecții de la Biserica Primară. Ce învățăm uitându-ne la Biserica Primară? Ce învățăm uitându-ne la Biserica pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturii, în mod special în Cartea Faptele Apostolilor? Și atunci, această nevoie pe care am simțit-o și cred, am convingerea aceasta că este din partea Duhului lui Dumnezeu pentru noi, vine să răspundă la mai multe întrebări care ne frământă și pe care poate le articulăm, poate nu le articulăm, dar sunt undeva în inima noastră și dacă suntem onești cu noi, ne trezim cu ele în minte din când în când, și anume, de ce este biserica așa cum este? De ce facem în biserică ceea ce facem? De ce e programul la biserică așa cum e? Niciodată nu mi-a plăcut să fac lucrurile pentru că așa le facem. Pentru că așa trebuie făcute. Ci eu cred că trebuie să avem răspunsuri și ceea ce facem trebuie să fie puternic ancorat în învățătura lui Dumnezeu și în Scripturi.
Și atunci, ne întrebăm și ar trebui să ne întrebăm, să nu ne fie teamă să punem întrebări. De ce, ce este biserica cu adevărat? De ce ne adunăm aici din când în când? De ce venim duminică de duminică, dimineața și seara și mai venim și marți, mai venim și joi, mai venim și vineri, mai venim și luni tineri? De ce venim la biserică? De ce este atât de important să venim aici? De ce sunteți aici acum? Oare de ce am venit astăzi aici? Care este scopul? Mai mult, dacă venim la biserică, care este rolul nostru în ceea ce înțelegem că este biserică? Am un rol, am un scop, prezența mea înseamnă ceva în biserică? Pentru că atât de ușor putem să alunecăm într-un fel de anonimat în biserică. Și nu spun acum că trebuie să fim cunoscuți și asta înseamnă neprihănire sau știu eu, o cale dreaptă. Ci vorbesc despre un scop activ, pentru că Scriptura ne vorbește că fiecare dintre noi suntem mădulare, unii altora. Care e rolul meu ca mădular în trupul lui Hristos? De ce sunt parte acestei biserici? De ce sunt membru în această biserică? Trebuie să ne punem întrebările serioase ca să știm că nu lăsăm să treacă timpul pe lângă noi sau aruncăm timpul pe fereastră. Mai mult, ce așteptări are Dumnezeu de la biserică? De ce este biserica atât de importantă? Nu se poate și fără? Tot mai mult aud astăzi răspunsuri, ei, se poate și fără. Importantă e relația cu Domnul. Nu mai contează dacă mergi sau nu mergi la biserică. Poți să fii pocăit și de acasă. Poți să fii creștin și de acasă. Și se înfiripează încet, încet, de la generație la generație, tot mai mult această stare de comoditate spirituală. Se poate și fără. Se poate bine mersi de acasă. A venit și pandemia care ne-a mai dat un argument în plus că se poate și de acasă. Nu cert pe nimeni care este și care ne urmărește acum online. Sper că ne urmăresc online cei care n-au putut să ajungă. Sau care sunt în altă parte și care vor să fie împărtășie cu Biserica Sfânta Treime. Dar n-am cum să-i laud pe cei care puteau să fie aici, dar cine știe din ce considerente altele decât obiective, nu sunt la întâlnirea fizică a bisericii. Cum evaluează Dumnezeu biserica noastră? La ce se uită? Ce laudă? Ce evaluează? Ce vrea să crească în biserică Dumnezeu? Ne uităm la biserica primară din Faptele Apostolilor și ni s-a creat așa cumva o imagine idealistă asupra ei. Haideți să fim sinceri cu noi. Avem impresia că era o biserică perfectă. Că nicio problemă nu era acolo. Că nu se confruntau cu nimic. Toți oamenii aceia erau sfinți de pus în ramă. Nu erau tot oameni. Erau ceva altfel decât numai oameni. Că au fost parcă mântuiți altfel. Că aveau o relație altfel cu Dumnezeu. Că Dumnezeu lucra altfel. Și ne-am creat o imagine idealistă despre biserica primară, uitând că afirmațiile pe care le-am citit, de fapt, vorbesc despre o continuitate a prezenței lui Dumnezeu în biserica lui peste viacuri. Și modul în care Dumnezeu lucrează cu biserica vrea să fie aceeași în secolul 1 și în secolul 21. Că același Dumnezeu este, aceeași nevoie de mântuire, aceeași cale este, aceeași putere este, același Duh Sfânt este. Lucrurile nu s-au schimbat, noi ne schimbăm. Ce lecții învățăm de la biserica primară? O să ne oprim astăzi la o primă lecție de la biserica primară, și anume că biserica primară era o biserică plină de Duh. Asta e prima lecție pe care o învățăm de la biserica primară. Dacă Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar cu acei oameni,
și vrea să lucreze la fel cu biserica aceasta, am convingerea aceasta și este una biblică, atunci primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este că în biserica primară, în biserica lui Iisus Hristos, biserica trebuie să fie plină de Duh. Am descoperit câteva lucruri dureroase care au argumentat oarecum această decizie de a urmări tematic vreo 6-7 lecții de la biserica primară și la prima ne oprim în această dimineață. Și aceste lucruri dureroase vin din modalitatea în care oamenii au început să privească la biserică. Și oamenii au început să privească la biserică cu ochi atât de omenești. Privim biserica și o judecăm atât de firește, nu în sens natural, firește în sens pământesc, corupt. Ne gândim la biserică și când ne raportăm la ea, începem să ne gândim ce ne oferă. Am transformat bisericile într-un fel de bazar. Și cu atât mai mult mediul acesta online mai pune presiune, îi mai zăpăcește pe oameni pe cap, bazarul e mai aproape de ei și cu toată oferta asta spirituală, oamenilor li s-a schimbat sau există o tentație, o ispită de a se schimba perspectiva noastră cu privire la biserică. Ce primim? Ce ni se dă? Și începe să fie o mișcare, o instabilitate a oamenilor cu privire la biserică, pentru că dacă astăzi se dă ceva bun aici, mâine se dă o ciorbă mai bună dincolo și poi mâine una dincolo și vedem pe oameni absolut zăpăciți de cap. Și nu-și mai găsesc locul, nu se mai pot așeza cum trebuie într-o biserică, pentru că tot timpul aleargă după un loc unde li se dă ceva mai bun. Pe de altă parte, sunt oameni care încep să judece ce se întâmplă în biserică după propriile preferințe. A, ne place, asta nu ne place, aia altă ne place, aia altă nu ne place. Nu vorbesc despre evaluarea lucrurilor corecte și sănătoase, ci vorbesc despre standarde subiective și, dacă vreți, așa, într-un termen mai popular, despre mofturi. Și începem să fim mofturoși în biserică și, plecând de la biserică, de multe ori ne trezim vorbind, bă, aia mi-a plăcut, aia altă nu mi-a prea plăcut, aia altă mi-a... Dar niciodată, sau foarte rar, ne gândim, dar oare rugăciunea mea mi-ar place să o evaluez? Inima cu care am făcut dărnicia îmi place să o evaluez? Atitudinea cu care am venit înaintea Prințului Prinților care este Iisus Hristos îmi place să o evaluez? Modul în care m-am închinat, m-am unit în cântare, în rugăciune, într-o inimă cu biserica, aia o evaluez? Și toate acestea ajung în mintea noastră pentru că am început să gândim greșit la ceea ce este biserica. Și am început să credem că biserica e o clădire și fals. Am început să credem că biserica e o denominație și fals. Am început să credem că biserica e o organizație și fals. Mai mult am început să credem că biserica e un club a sfântocilor și fals. Este un adevăr parțial că biserica este comunitatea credincioșilor. Dar este un adevăr parțial și destul de periculos, pentru că, dragii mei, biserica, spunem deseori, biserica suntem noi, este o bucată de adevăr în această afirmație, dar este o bucată de adevăr periculoasă. Pentru că biserica nu suntem noi, ci biserica este Hristos împreună cu cei răscumpărați. Că fără Hristos noi nu suntem nimic. De aceea când ne gândim la biserică, în primul și în primul rând, ne gândim la ca
capul bisericii, care este Iisus Hristos, a Lui să fie lauda. Biserica este comunitatea credincioșilor care stau adunați în jurul capului care este Hristos. Și valoarea bisericii nu este suma valorii noastre individuale, că-i vai și amar de noi, ci valoarea bisericii vine în valoarea absolută a Dumnezeului nostru, lăudat să-i fie numele. De-aia e prețioasă biserica, pentru că poartă în ea valoarea lui Iisus Hristos, a Lui să fie slava. E prețioasă biserica? Ne uităm unii la alții și zicem, ce biserică, ce e, uite la ea. Dragii mei, dacă nu-L vedem pe Hristos în biserică, vom face ce vrem cu ea. Vom avea atitudine greșită față de ea. Venim și mergem când vrem. Suntem prezenți și nu mai venim când avem chef. O tratăm așa superficial. Este opțională. Știți pentru cine? Pentru nu, care nu pricepe că valoarea bisericii este în Iisus Hristos. Aceea o tratează opțional. Biserica este comunitatea sfinților adunați în jurul lui Hristos. Este Hristos împreună cu cei chemați afară din lume. Ekkaleo, de aceea spunem noi, eclesia, ekkaleo, cei chemați afară din lume. Biserica este mireasa lui Hristos, Apocalipsa 22:17. Biserica este templul unde locuiește Dumnezeu, 1 Corinteni 3:16. Biserica este ogorul unde este semănată sămânța care a încolțit, 1 Corinteni 3:9. Biserica este staulul în care locuiește turma cărui păstor este Iisus Hristos Domnul, Ioan 10:3. Biserica este trupul lui Hristos, Efeseni 4:16. Asta e biserica lui Hristos. Despre asta vorbim. Nu despre altceva. Biserica primară a înțeles bine asta, pentru că a primit lucrurile direct de la Hristos. Dar noi avem cuvântul scris al lui Dumnezeu, care este Hristos vorbindu-ne nouă astăzi. Și este de aceeași valoare biserica de astăzi, ca și biserica primară. Amin? De aceeași valoare este biserica de astăzi, ca biserica primară. Sigur, noi spunem, biserica aia universală, aia pe care, invizibilă, pe care nu o vedem, adică sfinții din toate locurile, în toate timpurile, cei răscumpărați de Domnul, ăia pe care nu îi întâlnești niciodată, da? Nu. Nu despre biserica aia o să vorbim. Noi să vorbim despre biserica asta. Despre asta locală. Știți de ce? Pentru că biserica locală este expresia vie și prezentă a Bisericii Universale a lui Iisus Hristos. Și în biserica locală trebuie să se regăsească toate funcțiunile Bisericii Universale. Și mai mult, în biserica locală trebuie să se găsească toată puterea dată Bisericii Universale. Și toate lucrările date Bisericii Universale. În biserica locală, știți cât îl iubim pe Hristos? Cât iubim trupul. Care e ăla pe care nu-l vedem? Ioan zice, cum poți să spui că îl iubești pe, da? Pe Dumnezeu, pe care nu-l vezi, dar ai probleme cu trupul lui? Păi, stați un pic, e fractură de logică, îmi dă cu virgulă aici. Îl iubesc pe Hristos, dar urăsc trupul? Am probleme cu trupul lui? Păi ăsta e Hristosul, prezent, printre noi. Am să, doar să enunț câteva lucruri, foarte succint acum, revenind la tema pentru astăzi, am vrut să fac și această introducere despre biserică, fiind primul mesaj în această serie, lecții de la Biserica Primară. Biserica, o biserică puternică este o biserică plină de Duh, este prima lecție. Și primul lucru pe care îl vedem și pe care trebuie să-l așteptăm, să-l căutăm, înțelegând că biserica trebuie să fie plină de Duh, și ne punem întrebarea, ce e o biserică plină de Duh? Și avem așa diferite păreri. Fiecare după ce ne place, da? După ce înțelegem din ce înseamnă să fie biserica plină de Duh. O biserică plină de Duh, în primul rând, este o biserică cu oameni plini de Duh. Păi, biserica, unde e plină de Duh? O biserică plină de Duh este o biserică cu oameni plini de Duh. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii dintr-o biserică plină de Duh sunt oameni care așteaptă și caută împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Ce promisiune?
Fapte 2, 14 la 18. Este predica lui Petru imediat după Rusali. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11. A ridicat glasul și a zis. Uitați, Scriptura face predica asta. De acum încolo numai Scriptura face predica. Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri, fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Peste câțiva? Peste o generație? Peste un grup select? Peste cine, pentru cine e promisiunea asta? Ca să încheiem o dată discuția. Pentru oricât, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Promisiunea aceasta este pentru noi. Am uitat o rugăciune, dragii mei, în biserică și ne rugăm tot mai puțin. Și poate ar trebui să începem să reaprindem, așa cum cerem promisiuni pentru pământ și vai bine știm să ne rugăm și e foarte bine ceea ce facem, să mijlocim unii pentru alții când suntem bolnavi, când suntem, e una dintre lucrările fundamentale ale bisericii, să ne pese unii de alții. Știm să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu, dar nu cumva vi se pare că începem să ne bazăm tot mai mult pe promisiunile lui Dumnezeu pentru pământ? Și tot mai puțin invocăm promisiunile lui Dumnezeu pentru lucrările duhovnicești? Ce-ar fi să începem să ne rugăm și să nu credeți că sunt populist în ceea ce spun asta? Să nu cumva să credeți asta. Dacă v-ați gândit la asta, v-ați gândit greșit. Nu credeți că e timpul să începem și să cerem promisiunile duhovnicești a lui Dumnezeu? Să cerem daruri spirituale de la Dumnezeu? Să scoată Domnul lucrători în via Lui? Să scoată Domnul lucrător prin puterea Duhului Sfânt? Credem în asta? Prin asta s-a mulțit biserica? Prin asta s-a mulțit biserica? Prin lucrarea Duhului! Și eu cred asta din toată inima. De aceea o biserică plină de Duh este o biserică cu oameni plini de Duh care caută și așteaptă împlinirea promisiunii. Care înțeleg bine rostul umplerii cu Duhul. Nu ca să fie mai speciali. Nu ca să fie mai bun decât altă denominație. Nu ca să ne batem noi cu cărămida în piept. Ci ca să știm de ce ne dă Domnul Duh. Și anume, fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este o biserică în expansiune. Este o biserică care privește înspre afară, nu dinspre afară, înspre interior. Asta e diferența dintre o biserică dinamică, vie, sănătoasă și una care e conflictuală. Știți când apar conflicte biserică? Când săgețile sunt spre centru. Știți care e o biserică dinamică, harnică, puternică? Când dinspre centru pleacă săgețile spre afară. Când avem ochii spre afara bisericii, înțelegând că acolo e locul nostru de slujire. Că altfel ne tot judecăm și ne măcinăm între noi, că niciodată nu e suficient de bine. Noi nu facem biserica pentru noi și nu facem programe artistice aici, dragii mei. Nu ne tot mângâiem pe creștet unii pe alții. Ne încurajăm, ne zidim, ne formăm. Pentru ce? Pentru afară. Asta e o biserică plină de Duh, care înțelege că mai e de câștigat, mai e de sfințit, mai e de umblat după oameni, mai e de slujit. Asta e biserică plină de Duh. Biserica plină de Duh este o biserică care poartă în ea ADN-ul multiplicării. Pentru că biserica e o ființă, nu o organizație. Și o ființă sănătoasă se multiplică. Când nu se mai multiplică, înseamnă că s-a îmbolnăvit, e beteagă. Biserica care nu se multiplică, e beteagă. Că un organism sănătos se multiplică, crește. Oameni plini de Duh, pentru o biserică plină de Duh, sunt oameni care rodesc
care lasă pe Duhul să rodească în ei dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, face bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Așa arată credinciosul plin de Duh. Oameni plini de Duh, pentru o biserică plină de Duh, sunt oameni prin care se manifestă daruri spirituale. Este un singur Duh, dar sunt diferite daruri. Și Duhul dă darul după cum voiește El. Să ne bucurăm de ele, să le primim cu drag și să le folosim pentru slava împărăției lui Dumnezeu. Deci o biserică plină de Duh este o biserică cu oameni plini de Duh. În al doilea rând, o biserică plină de Duh este o biserică care își cunoaște scopul. Știi de ce există? E foarte clar în mintea oamenilor din biserică de ce există. Și Scriptura ne vorbește despre trei scopuri mari și late pentru care biserica există. O biserică plină de Duh știe de ce există. Și nu vă supărați, dar uneori avem expresii atât de deformate teologic. De exemplu, când zice mergem la biserică, toți zicem că ne-am obișnuit așa. Dar nu știi ce spunem atunci? Că biserica e asta. Noi venim aici pentru că suntem biserică. Noi venim aici pentru că suntem biserică. Și ne adunăm împreună biserica lui Dumnezeu. Și această biserică își cunoaște scopul. Și primul scop pe care Duhul lui Dumnezeu l-are pentru biserica lui este glorificarea lui Dumnezeu. Suntem aici, ascultați-mă bine, oricare, și acolo un pic mai în spate. M-auziți bine, mă vedeți? Suntem aici pentru ca Hristos să fie glorificat prin prezența noastră. A adus prezența mea glorie lui Hristos astăzi? Am fost cu inima, gândul, sufletul, inima, cu trupul, cu mintea, cu totul. Am fost aici și conectat cu biserica și cu Hristos? Asta înseamnă să aduc glorie lui Dumnezeu. Să strălucească Hristos în biserica Sfânta Treime. 1 Petru 4,11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit slujitorul. Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Filipeni 2,9-11. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai nespus de mult pe Domnul Iisus și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să-L glorificăm pe Iisus Hristos, biserică, că merită. Este Domnul și Mântuitorul nostru. Al doilea scop, pe lângă glorificarea lui Hristos, este maturizarea sfinților. O biserică plină de Duh este interesată să crească spiritual împreună, să se edifice trupul lui Iisus Hristos. Marcu 16:15. Apoi le-a zis, 1 Petru 2:1-3, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Și în 2 Petru 2:17-18 spune, voi deci prea iubiților, știm mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de răutatea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin. Știți ce înseamnă creșterea aceasta? Altfel pus, împachetate aceste versete, înseamnă să semănăm tot mai mult cu Hristos. Asta înseamnă. Să creștem înseamnă să luăm chipul lui Hristos în noi. A fost bun Hristos, bun să fim noi. A fost iertător Hristos, iertător să fim și noi. A slujit Hristos, slujim și noi. Ca Hristos, biserica Lui. Amin? Și al treilea scop, pe lângă glorificarea lui Hristos al Dumnezeu, pe lângă maturizarea sfinților, al treilea scop al existenței bisericii, evangelizarea celor nemântuiți. Câștigarea sufletelor
pentru veșnicie. Marcu 16:15 le-a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Haideți să recapitulăm puțin. O biserică plină de Duh este o biserică cu oameni plini de Duh. O biserică plină de Duh este o biserică care știe de ce există și cunoaște scopul. În al treilea rând, o biserică plină de Duh este o biserică care experimentează puterea lui Dumnezeu. O biserică plină de Duh este o biserică care experimentează puterea lui Dumnezeu. Cum? În primul rând o experimentează în rugăciune și în unitate. Sunt două ingrediente a unei biserici puternice, pline de Duh. Rugăciunea și unitatea. Iată ce spune Fapte 4:31-32. După ce s-au rugat ei, erau împreună, da? După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și făceau ceva. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Dar foarte interesant, rugăciunea numai singură nu are putere dacă nu e împreună cu celălalt. E ca la chimie aici, două ingrediente fac reacția. Al doilea ingredient este mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, unitate. Degeaba ne rugăm și suntem dezbinați. Dumnezeu lucrează cu putere când ne rugăm în unitate. Dacă aș fi citit începutul capitolului 2, am fi văzut că în odaia de sus erau cam 120 de frați și surori care stăteau din nou în unitate, în rugăciune și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Deci rugăciune și unitate. Deci, biserica este o biserică plină de Duh, această biserică experimentează puterea lui Dumnezeu în rugăciune și unitate și acum o să spun un lucru pentru încurajarea celor care poate trecem prin anumite situații mai dificile. Dar vreau să mă ascultați cu atenție acum, pentru că avem ceva de recuperat. Niciodată nu am propovăduit minuni fără Evanghelie. Niciodată. Niciodată n-am propovăduit că Dumnezeu face minuni de dragul spectaculosului. Niciodată. Dar întotdeauna voi propovădui că Dumnezeu face minuni. Și când Dumnezeu face minuni, le face cu scop. Și întotdeauna în Faptele Apostolilor, când vom vedea minunile pe care Dumnezeu le face și pe parcursul istoriei bisericii, că nu s-au terminat minunile în Faptele Apostolilor, de fapt, Faptele Apostolilor încă nu s-au terminat, ele se tot scriu. Întotdeauna minunile pe care Dumnezeu le lucrează, prin minunile acestea își întărește propovăduirea. Întotdeauna minunile întăresc propovăduire. Acum, dragii mei, biserica plină de Duh este o biserică în așteptarea lucrurilor miraculoase ale lui Dumnezeu. Pentru că mărturisirea este însoțită de lucruri supranaturale ale lui Dumnezeu. Haideți să citim doar un verset sau două, Fapte 3:6. Atunci Petru a zis, argint și aur n-am. Dar ce am? Ce are biserica? Ce ar trebui să aibă biserica? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Vă încurajez să nu trimiteți în față doar biletele pentru cerere. Trimiteți și biletele de mulțumire. Pentru că lucrează mult Dumnezeu și astăzi, dar nu spunem. Când Dumnezeu a lucrat, după ce a mijlocit, după ce a crezut, după ce am făcut ungere, scrieți și bilete de mulțumire. Întăresc credința bisericii. Și propovăduirea este cu putere, dragii mei. O biserică plină de Duh este o biserică care este într-o așteptare a lucrurilor puternice a lui Dumnezeu. În a patrulea rând, o biserică plină de Duh este o biserică care păstrează mesajul nealterat. O biserică plină de Duh este o biserică care păstrează mesajul nealterat. Știți ce am observat?
Primele predici, cele mai mari predici din cartea Faptele Apostolilor, dacă vom studia aceste predici, fie că sunt ale lui Petru, fie sunt ale lui Pavel, și acestea sunt menționate în cartea Faptele Apostolilor, au ceva în comun. Și lucrul pe care l-au în comun predicile acestea din cartea Faptele Apostolilor sunt foarte eschatologice, adică toate țintesc înspre revenirea lui Iisus Hristos. Am observat un fenomen și frații un pic mai în vârstă știu. Cei mai tineri nu o să înțeleagă ce spun acum, dar o să încerc să explic și vă rog să luați de bun ce spun. Îmi aduc aminte, eram copil, biserica era mică, și eram marcat, mi-a rămas foarte bine întipărit în minte, următorul aspect din predicile pe care le ascultam de când eram copil. În toate predicile erau aspecte ale vegherii în vederea revenirii iminente ale lui Iisus Hristos. Toate predicile aveau undeva puse, Hristos este chiar la uși. Îi auzim pașii, bate la uși, se apropie Domnul. Trebuie să ne pocăim și să recunoaștem că am pierdut ceva din predicarea aceasta plină de Duh, a așteptării revenirii lui Iisus Hristos și cazul să revenim. Și anume, să păstrăm mărturisirea întreaga Evangheliei. Și anume, Domnul mântuie, Domnul e bun, Domnul spală, Domnul primește, dar vine o zi a judecății. A, să nu vorbim așa, a venit și filozofia asta umanistă, a, să fim mai pozitiv, să nu-i șocăm pe oameni, să nu-i șocăm cu realitatea chinului veșnic, să nu spunem asta oamenilor. Sigur, noi spunem, păi oamenii puternici, spirituali, sunt cei care stau de dragul lui Hristos aproape de ele. Și în realitate. Stăm lângă Hristos de dragul Lui. Dar haideți să ne gândim la o altă realitate, dragii mei. Că noi încă nici născuți nu suntem când auzim Evanghelia. Că suntem pui de Adam. Dar avem copii și avem nepoți, nu-i așa? Ascultați-mă. Nu fug în drum. De dragul nostru să nu se întâmple ceva cu ei? Vă spun eu de ce nu fug în drum. Că nu-i lăsăm noi. Pentru că este un timp în care ei nu pricep pericolul. Nu? Nu vă spun să vă bateți copiii ăla. Le dăm peste mânuță dacă vor să pună mâna pe plot. Sper că știți ce e plotul. Acum, nu oricine mai are plot, că străbă și cabană sau ai, nu? Ce vreau să vă spun prin aceasta, dragii mei? Este o vârstă spirituală în care nu facem lucrurile dintr-o conștiență a dragostei, ci trebuie să le facem și de realitatea durerii și a consecințelor. Asta e Evanghelia întreagă și realistă, nu idealistă. A, să nu fie șocați oamenii așa, pleacă abuzați de la biserică. Vă dați seama ce abuzați o să fie unii la judecata de apoi? Când o să le spună lor și îngerilor și satanei, mergeți în focul veșnic? Păi, oameni buni, să nu spune mesajul ăsta de la învon? Să păstrăm mesajul nealterat. O biserică plină de Duh, dați-mi încă 2 minute, vă rog. O biserică plină de Duh este o biserică care are discernământ. Am zis că într-o biserică plină de Duh se manifestă daruri. Dar nu orice fel de daruri, ci o biserică plină de Duh știe să facă distinție și să curețe mesajul. Pentru că o biserică plină de Duh este una care se protejează de proroci mincinoși. Pentru că Scriptura ne spune, știți bine, că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitori, care nu vor curăța turma, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor da învățături stricăcioase, să treagă pe ucenici de partea lor, 2 Petru 2:1, în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi sunt învățători mincinoși. Ce face Duhul? Curăță! Ne dă discernământ, un dar al Duhului, este darul deosebirii durilor.
Dacă are nevoie păstorul de un dar și pentru care ar trebui să ne rugăm, este darul deosebirii duhurilor. Nu este timp acum să vă vorbesc câteva experiențe. Dar o biserică plină de Duh este o biserică care știe să păstreze și să discearnă între cei fals și cei autentic. Și are și tăria să elimine cei fals. Nu de teama populistă, hai să închidem ochii, hai să nu mai corectăm, hai să nu oprim. Turma trebuie păzită. S-ar putea să fii judecat uneori pentru decizii pe care alții nu le înțeleg. Dar Dumnezeu când te pune să ai grijă de o turmă, nu te pune neapărat să te vorbească toți de bine. Și uneori trebuie să iei decizii pe care oamenii le vor judeca. Important e să fie păzită turma. Nu să avem noi popularitate 10 din 10, ca la booking.com. Și în final, o biserică plină de Duh este o biserică vie, care se multiplică. Asta înseamnă o multiplicare interioară, fapte 2:41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce-ar fi să ne rugăm Domnului pentru un botez de 3.000 de oameni aici în Bistrița? Nu cumva ne-am pierdut din ADN-ul ăsta care a venit din Hristos că biserica trebuie să multiplice? Dacă credem, asta va fi. În biserică se întâmplă lucrurile după cum este mersul credinței noastre. Dumnezeu vrea și prin credință noi luăm ce Dumnezeu are pregătit. Să începem să credem că Dumnezeu are lucruri mari aici în orașul acesta. Amin? Amin. Aproape convingători. Multiplicare interioară, multiplicare intraculturală, adică în interiorul culturii, multiplicare transculturală, adică dincolo de cultura noastră. Noi trebuie să fim o mână, nu vom putea merge toți. Avem câțiva care sunt plecați de aici. Ne-am rugat în această dimineață pentru familia Bârte. Ei sunt Sfânta Treime în Etiopia. Știți că biserica noastră e în Etiopia? Și nu numai în Etiopia, mai avem și alții. Dar pe ei avem aici aproape. Suntem într-o legătură strânsă. Biserica noastră e și în Etiopia. Și atenție, mai putem să avem încă câțiva. Biserica asta încă poate. Încă câțiva. O să închei cu ultimul aspect ale unei biserici pline de Duh. O biserică plină de Duh este o biserică care se sfințește și care se curățește. Deci prima lecție pe care o învățăm de la biserica primară este să fim plini de Duh. Cum adică să ne sfințim, să ne curățăm? O biserică plină de Duh elimină compromisul. Este un pasaj foarte dur în Fapte, capitolul 5, Anania și Safira. Să predică rar din el, pentru că trebuie să găsim tot felul de explicații la pasajul ăsta, ca să nu plece oamenii cu depresie și anxietate la biserică. Dar realitatea este asta. Petru i-a zis, atenție aici, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Cu Duhul Sfânt nu ne putem juca. Așa-L tratăm pe Dumnezeu astăzi, în umanismul nostru, atâta ne-am îndumnezeit că zicem că e ca și noi. Cât noi, atâta e și Dumnezeu. Ne luăm de după cap că eu și umblăm pe stradă. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Sau respectăm și Dumnezeu, sau nu suntem ai Lui. Sau nu suntem ai Lui. Pentru că o biserică plină de Duh este o biserică care se curățește. Se sfințește. Aude chemarea la sfințire. Iacov 4:5-8. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că vom putea să facem lucrurile pe care ne le-am propus, la care visăm, pe care le gândim, fără Duhul lui Dumnezeu? Niciodată. Dar vreau să vă spun altceva.
Dacă suntem sau dacă vrem să fim o biserică plină de Duh, atunci toți dintre noi să căutăm plinătatea Duhului. Atunci să fim o biserică și fiecare dintre noi să ne cunoaștem scopul. Când venim la biserică, știm de ce venim. Să-L glorificăm pe Dumnezeu, să creștem, să ne maturizăm spiritual și să câștigăm oameni pentru împărăția Lui. Apoi, să fim gata să primim puterea lui Dumnezeu în rugăciune și în unitate. Să fim gata să se manifeste minunile lui Dumnezeu în biserica Lui. Și mulți am fost parte la lucrări extraordinare a lui Dumnezeu, despre care, din păcate, vorbim prea puțin. Prea puțin. Să avem un mesaj nealterat, pur, și al Evangheliei și al manifestării Duhului. Să fim o biserică care se multiplică, vie, care naște, și să fim o biserică care se sfințește și se curățește pentru Dumnezeu. Asta e o biserică plină de Duh. Amin. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Și în această rugăciune, în aceeași direcție a mesajului, să cerem de la Domnul un singur lucru astăzi. Doamne, umple Biserica Sfânta Treime de Duhul Tău. Umple-ne pe noi de Duhul Tău. Nu știu cât va ține biserica. Dacă ține până de seară, foarte bine. Noi, când eram copii, eram obișnuiți să nu mergem acasă de la biserică. Vă aduceți aminte, nu? Așa că, haideți să lăsăm pe Duhul să lucreze în biserica noastră, intrăm în rugăciune, în unitate și cerem puterea lui Dumnezeu peste noi.